Welcome, girls, to Saint-Tropez. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Lavinia Maria Ichim, 15 ani. Ele admirative ale dumneavoastră, Andreea Larisa Prinkowski, are 18 ani, se elevă la Colegiul Economic din Arad. Costumele de baie sunt opera Mihaelei Budrală. Cu numărul 3 de concurs, Andreea Weiss, 16 ani. Andreea este elevă la Colegiul Economic. Cu numărul 4 de concurs, Alexandra Maliță, 17 ani. Alexandra este elevă la Colegiul Național Elena Chivabirta. Cu numărul 5 de concurs, Dana Puie, 16 ani are Dana Puie, este elevă la Colegiul Național Elena Ghibabirda. 21 de ani. Alexandra este studentă la Facultatea de Inginerie a Universității Aurel Vlaicu. Alexandra Petrescu poartă numărul de concurs 6 în acest minunat concurs de frumusețe Miss Arad 2011. Cu numărul 7 de concurs, Anuța Pleș, are 18 ani, este absolventa liceului Gregor Taiovski din Nădla. Anuța Pleș, cu numărul 6 de concurs. În fața dumneavoastră, Mihaela Giuran, cu numărul 8 de concurs. Are 17 ani, este elevă la liceul Henri Coandă. Mihaela Giuran, cu numărul de concurs 8. Cu numărul de concurs 9, Romela Andrada Costoianu. 18 ani pentru Romela, ce este elevă la Colegiul Vasile Goldiș. Romela Andrada Costoianu, numărul de concurs 9. 10, Andreea Bianca Gheorghiță, 16 ani am primit Andreea, este elevă la Liceul Pedagogic Dimitrie Țichindeal și poartă numărul de concurs 10. Cu numărul de concurs 11, Bianca Lorena Fizite, are 16 ani Bianca, este elevă la Colegiul Vasile Goldiș și în această seară poartă numărul de concurs 11. Cu numărul de concurs 12, este binevenită la Saint-Tropez, Cezara Repedea, 20 de ani am primit Cezara și este studentă la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Cezara Repedea, numărul de concurs 12. 13, sperăm fără ghinion pentru Alexandra Trandafir, 18 ani a primit Alexandra Trandafir, este elevă la grupul școlar Francisc Neumann. Alexandra Trandafir, numărul de concurs 13 și ajungem în aplauzele dumneavoastră la numărul de concurs 14. Diana Maria Vitor, 19 ani am primit. Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului este locul unde studiază Diana Maria Fitor, cu numărul de concurs 14. Și la capăt, dar nu pe urmă, Andina Gerasim, 17 ani. Adina studiază la Liceul de Artă Sabin Drăgoi. Adina Gerasim, numărul de concurs 15. În aplauzele dumneavoastră, concurentele la concursul de frumusețe Miss Arad 2011.
consumația pentru această probă este opera Mihaelei Budrală. Andreea Larisa Prinkoski, numărul de concurs 2, împreună cu Anuța Pleș, numărul de concurs 1, cu Lavinia Maria Ichim, numărul de concurs 1. Concurentele cu numerele de concurs 1 și 2, juriul trebuie să noteze, evident, în baza numărului purtat de concurente pe mână. Welcome to Miss Arad, vă spun doamnelor și domnilor, pentru că suntem la concursul de frumusețe al anului 2011, cel mai reprezentativ pentru orașul nostru, și sperăm că vă bucurați la fel de mult de prezența concurentelor și de frumusețea lor, precum de această minunată seară și acest spectacol ce continuă și vă va mai aduce multe surprize plăcute. Frumusețea orașului nostru, expusă în fața dumneavoastră, frumusețea orașului nostru, ce? Va aduce până la urmă și un titlu, titlul cel mare de Miss Arad 2011, totul se va stabili în următoarele ore, totul se va stabili cu ajutorul unui juriu, cum nu se poate mai specializat, juriu pe care îl voi prezenta în câteva momente. Ediția 6-a Miss Arad. It was crowded at the entry. I slide right through like how I do. This girl began to tempt me. She said her name Shaida. I could tell her mama feed her. When they tight and thick, them jeans don't fit. I'm L, nice to meet you. I could feel my body yearning. The room just started turning. Didn't wanna go out on the floor, but this girl was so determined. My brain began to sizzle. I'm sweating just a little. On the dance floor in the middle, she turned around and giggled. She said, you got what it takes to make me leave my man. It's hard to control myself. You got what it takes to make this boy be bad. It's hard to control myself. It's hard to control myself. It's hard for me to control myself. Me too. It's hard to hold myself. Temptation is a mother. How we lust for one another. We barely know each other, yet we're wilding like we're lovers. The air is filled with passion. The strobe lights are flashing. The hustlers throw cash in. The bartender keeps splashing. Her moves were so erotic. Her gaze was so hypnotic. I begged this girl to stop it, but she continued to pop it. You know I know you like it. Let me hit you on your side here. Cause the after party is at my body. Meet me, you're invited. She said, You got what it takes to control myself. You got what it takes to make this boy be bad. It's hard to control myself. Hard to control myself. Say what? It's hard to hold myself. Like from jumping on you like I want. Like I want. She licked off her lip gloss. Her hips tossed back and forth, side to side, and up and down. She touched the ground, it turned me out. I'm battling desire. Lord, help me douse this fire, this internal inferno, hotter than a shot of Cuervo. Her top was short and purple, belly dancing in a circle. When I feel like this, I can't resist. Stop it, don't make me hurt you. She said, You got.
control myself. It's hard to control myself. Oh, you got what it takes to make this boy be bad. It's hard to control myself. It's hard to control myself. Say what? It's hard to hold myself. Uh-huh. Back from jumping on you like I want, like I want, Câștigătoarea locului 2, numărul 9, Ronela Andrada Costoiano. Ronela Andrada Costoiano, argint la concursul de frumusețe Miss Arad 2011. Ronela are 11 ani, e elevă la colegiul Vasile Goldiș. O felicităm! Câștigătoarea Miss Arad 2011, concurenta cu numărul 6, Alexandra Petrescu. Alexandra Petrescu! Alexandra Petrescu a câștigat titlul de Miss Arad 2011. Are 21 de ani, e studentă la Facultatea de Inginerie a Universității Aurel Laicu. Alexandra Petrescu primește coronita. Alexandra e emoționată și o putem înțelege pentru asta. Numele meu este Petrescu Alexandra, am 21 de ani, m-am mutat în Arad pentru facultate și am participat normal la Miss Arad pentru că stau acolo de 2 ani și ceva. Sunt studentă la Universitatea Aurel Vlaicu, la Facultatea de Inginerie. Am văzut concursul de anul trecut și mi-am dorit și eu. Am fost la preselecție, unde au fost alese 20 de fete. Apoi, din cele 20, au mai rămas doar 15, care am participat la tot felul de evenimente, printre care și vizita la castel, datorită designerului de pantofi Mircea Florea, care s-a oferit să ne prezinte orașul din care provin. În finală, am ajuns 15 fete, iar la concurs am fost supuse la 3 probe, prezentarea costumelor de baie, a rochilor și proba întrebărilor. Am fost foarte fericită, atât. Am fost foarte fericită și atât. La Miss Arad de 2011 am fost invitat ca designer de încălțăminte să fac parte din juriu și am oferit pentru participante o pereche de pantofi pentru rochile de seară și la Miss, câștigătoarea Miss Arad 2011 am oferit un an de zile încălțăminte Mircea Florea. Au fost trei probe. Proba de costumelor de baie, rochilor de seară și proba inteligenței. Pentru locul întâi am votat o fată de la Arad, Vice Andreea, și locul 2, Alexandra Petrescu. Sunt foarte fericită. El s-a oferit să-mi ofere încălțăminte pentru tot anul, pentru un an de zile, și să fiu imaginea lui. Mă bucură foarte mult că au câștigat-o unedoreancă de-a noastră.